În acest video vă voi arăta cum puteți calibra sonda unui osciloscop. Pe panoul frontal a oricărui osciloscop se află doi pini, aceștia de aici. Acești pini livrează un semnal pătrat de 1 kHz, a cărui amplitudine variază în funcție de marcă și modelul osciloscopului. Pot fi 2V peak-to-peak, 3V peak-to-peak sau chiar 5V peak-to-peak. Osciloscoapele mai vechi nu au așa ceva, dar osciloscoapele moderne toate au un generator de semnal ca acesta. Deci aici avem un semnal de referință pentru calibrarea sondei. Pentru a calibra sonda trebuie să facem următorii pași. Bineînțeles, conectăm sonda pe canalul osciloscopului, punem cuplajul pe AC, mergem în setările canalului. Am pus cuplajul pe AC. Următorul pas foarte important, puneți sonda în poziția 10X. Foarte important. Aceeași setare, bineînțeles, trebuie să o faceți și în meniul osciloscopului. Trebuie să avem 10X. Conectăm crocodilul de la sonda de măsură la pinul de jos, de aici. De obicei este notat cu ground sau are un simbol, deci acesta este ground, iar clama crocodilului, clama de la sonda de măsurare, acest cârlig, va fi conectat pe pinul de sus. Și mai apăsăm încă o dată butonul auto, iar osciloscopul va căuta versiunea cea mai bună pentru a prezenta semnalul. După cum vedeți, acesta este rezultatul, nu este chiar perfect, iar aici trebuie să intervenim noi și să calibrăm sonda. În acest caz, sonda nu este calibrată, deoarece acest semnal ar trebui să fie pătrat. Acest semnal, vedeți, acest semnal are o curbură aici, nu ar trebui să arate așa, ar trebui să fie perfect un colț pătrat. Pentru aceasta, cu o șurubelniță din plastic, de obicei sondele de calitate sunt livrate cu așa ceva, o șurubelniță din plastic cu care putem să calibrăm sonda. Cum facem acest lucru? Pe corpul sondei avem un șurub, după cum am explicat și în video anterior. Avem un șurub cu care putem regla această compensație. Introducem această șurubelniță în acest șurub și învârtem ușor până obținem pe ecranul osciloscopului un semnal pătrat perfect. Vedeți? Dacă rotesc ușor de șurubelniță, avem aici un semnal care trebuie să arate perfect pătrat, da? Deci nu trebuie să fie nici așa, nici așa. Este foarte important să fie perfect pătrat, astfel măsurările care le veți efectua vor fi greșite, de aceea trebuie să fie perfect pătrat. Deci, așa trebuie să arate semnalul. Dacă observați că semnalul este așa sau așa, înseamnă că aceasta este distorsionat și trebuie să-l reglăm. Vedeți, colțul este puțin distorsionat. Îl mai învârt un pic. Procedeul este destul de simplu. Așa este perfect. În corpul acestei sonde avem de fapt o rezistență și un condensator reglabil, v-am arătat și în video anterior, însă vă mai arăt o imagine pe ecran, iar la rotirea acestui șurub
care în literatura tehnică se mai numește screw compensation, na, în engleză. Noi reglăm acest filtru alcătuit din rezistor și condensator, reglăm pentru a avea un semnal de calitate pe ecranul osciloscopului. După cum am spus, procedeul este destul de simplu și sunt sigur că orice începător va reuși cu brio să realizeze această calibrare.